Astfel de imagini sunt la ordinea zilei în luna ianuarie a fiecărui an. Din păcate, acest obicei nu este corect. Bradul din redacția noastră s-a uscat, așa că a venit momentul să îl despodobim. Însă noi nu-l vom arunca la gunoi, ci îl vom duce la un centru de colectare a brazilor. Haideți să-i dăm jos globurile. Bradul nostru a ajuns în final în acest container al unui magazin care oferă astfel de servicii. În ianuarie 2022 am colectat 40.000 de brazi și în ianuarie 2023 peste 60.000 de brazi, așa că anul acesta ne așteptăm la un număr mai mare. Pot veni până pe data de 31 ianuarie să ne aducă brazii. Cei care dețin un card de client vor primi un voucher valoric de 25 de lei. E primul an în care fac asta. Mi-a zis cineva că se poate returna aici. Viorel are 63 de ani și a adus la reciclare bradul fiicei lui, care stă tocmai la Măgurele. Îl va recicla și pe cel pe care îl are acasă când îl va despodobi. Mai câștigă și natura, să zic, și noi. Firmele dedicate preiau brazii uscați și îi toacă în mașini speciale. De aici, rămășițele se transformă în compost sau chiar în combustibil dacă brazii sunt bine uscați. În cazul în care avem un brad în ghiveci, experții de mediu ne sfătuiesc să nu îl plantăm oriunde. Majoritatea acestor brazi care sunt comercializați în ghiveci sunt brazi exotici, motiv pentru care sub nicio formă nu îi vom planta în zone sălbatice. Nu vom face niciun bine, vom face un foarte mare rău. Dacă tot vrem să-i plantăm, îi plantăm în propria grădină. Poate apărea chiar și o problemă de polenizare, poate apărea o problemă de amestec. Au fost situații în care speciile exotice chiar au reușit să înlocuiască speciile autohtone. În alte țări, precum Berlin, brazii de Crăciun iau direct calea parcurilor cu animale. S-au transformat într-un mediu delicios pentru elefanți sau zimbri. Chiar și renii s-au distrat copios adulmecând acele brazilor. Grădina zoologică acceptă doar brazii adunați de autorități, care au rămas nevânduți de comercianți și au coroana încă verde. Nu primesc pomi care au fost împodobiți de sărbători, deoarece aceștia ar putea conține resturi de decorațiuni. Brazii nu au o valoare nutrițională prea mare și nu suplinesc hrana de zi cu zi. Dar chiar și așa le aduc bucurie animalelor.